Bună dimineața! Bună dimineața! Nu, asta e... Deci de deschis s-a deschis imediat aia de la un kilometru distanță, dar de închis s-o închide. Astăzi mă duc cu focusul la service, nu pentru problema pe care o are, pentru care vă mulțumesc foarte mult de răspunsurile pe care mi le-ați dat în comentarii. Dar bine ar fi să fie problema asta pe care a zis-o toată lumea. Este senzațional, da. Toată lumea a zis că ar fi problema de la ceasurile de bord. Din ce am înțeles, problema asta este foarte comună la focusurile astea. N-am nici cea mai vagă idee de chestia asta, dar e bine că am aflat și e bine că am aflat că în ceasurile de bord există cititorul pentru chipul din cheie, ceva de genul ăsta. Deci se cam pupă cu ceea ce a zis la service, cum că ar fi cheia, că nu recunoaște cheia mașina. Ceea ce are sens, dar nu din vina cheii, cum credeam în prima fază, ci din vina cititorului pentru cheie. Astăzi mă duc la service cu focusul pentru că îi montăm suspensie. Focusul și așa avea nevoie de suspensie nouă, pentru că amortizoarele pe față, nu știu dacă aproape duse sau duse. Oricum, cele de pe față sigur trebuiau schimbate și cu ocazia asta, dacă tot am făcut video împreună cu Max Speeding Rods pentru suspensia de pe BMW, am făcut același lucru și de data asta pentru Focus. Lucru care nu-mi place mie la Focusul ăsta, dar na, nefiind mașina mea, jantele sunt foarte mici de tabla asta, ok, na, aia e, dar ca la majoritatea Ford-urilor pe care le-am văzut eu, sunt băgate foarte în interior. Deci ar merge ori niște jante cu un ET foarte mic sau distanțiere, dar cred că distanțiere trebuie să pui de 30 ca să faci treabă. Așa o mai... Știi care e faza? Eu când merg cu mașina, puțin îmi pasă de ce jante am. Adică eu nu văd din interior, de la volan, eu nu văd ce jante am. Da, dacă îmi parchezi undeva și te oprești un chis, te uiți în spate la mașina. Am ajuns, eu nu mă uit în urmă. Așa o mai au eu razna câteodată, nu mă băgați în seamă. Am închis mașina și la revedere. Ideea e că video ăsta în care voi monta suspensia pe Focus va fi pe canalul Mașini pe Bune. Ceea ce se întâmplă astăzi pe canalul ăsta este un daily vlog de astăzi, doar că fără partea în care montez suspensia pe Focus. Ana se duce până la birou, pentru că, deși perioada asta muncim numai de acasă, lucru foarte bun din punctul de vedere, are ceva de făcut care trebuie să prezență fizică. Dar nu sunt. Probabil că până termin eu cu mașina, va termina și Ana. Astăzi trebuie, nu știu dacă am ajuns la punctul ăla în care să vă și anunțăm niște chestii, sau poate ați văzut un live de la niște oameni. Cu siguranță trebuie să mai mergem la niște cumpărături și cred că astăzi este momentul. Da, pentru da. Că mâine mă duc să mă tund. Trebuie să facem niște cumpărături de haine. N-am mai fost. Trebuie să-mi iau ochelari. N-am mai fost la shopping de 6 luni. Nu chiar 6 luni. De când a început cu carantina, cu lockdown-ul de dinainte. Fost în februarie la shopping. Da, am fost. Da. De atunci n-am mai fost la cumpărături. Bine. Gata, o las pe Ana și ne vedem după ce montez suspensia la Focus. Și după ce rezolv cu ceasurile, sper. Nu cred că se poate rezolva. De trebuie cineva care să știe chestia asta, să fie specializat pe chestia asta. Nu știu dacă se poate asta. Deci dacă știți pe cineva care se ocupă de... Mi-au dat oamenii recomandări. Okay. Dar dacă știți pe cineva, puteți să-mi lăsați recomandările în continuare. Trebuie înainte de serviciu să pun niște motorină pentru că mai am range 17, ceea ce nu e ideal. Și am terminat la serviciu. De fapt, nu am terminat. Și momentan cel puțin nu o să apară niciun video cu suspensia de la Focus pe Mașini pe Bune, pentru că suspensia pe care am primit-o nu se potrivește. Nu știu exact ce s-a întâmplat, o să iau legătura cu băieții de la Max Speeding Road să rezolvăm problema asta cât mai repede și din cauza unor vești bune nu voi putea să montez suspensia decât peste vreo 2-3 săptămâni. Să sperăm, dacă nu cumva va dura până montez suspensia vreo lună, două. o să înțelegeți voi glumele. O să înțelegeți voi glumele astea în momentul în care aflați ce facem în următoarea perioadă. În momentul de față trebuie să mergem la niște cumpărături de haine, trebuie să-mi iau eu niște ochelari, poate și tu sau tu ai. Nu-ți plac aia roz?
Păi de ce ți-ai luat atunci? Atunci îmi plăceau. Ok, trebuie să-mi iau eu niște ochelari. Să ne luăm amândoi niște ochelari. Trebuie să-mi iau niște blugi, short de baie, genul ăsta de chestii. Mergem în mall pentru asta. The next day. Și având în vedere că ieri nu am filmat mare lucru, având în vedere că n-am pus suspensia pe focus, în magazine e greu să filmezi, am decis să continui vlogul și astăzi, a doua zi. Acum mă îndrept către Tuns, sunt în BMW pentru că focusul este la Ana, că s-a dus iar la muncă, că a mai avut nevoie de niște timp. BMW-ul a stat la soare și este numai piele pe aici și mă ustură mâinile orice aș face. Este foarte cald, este, zice BMW-ul, 36, sunt 36 de grade. Dar am dus să mă tund, pentru că mi-e nevoie. Îmi zic mie că trebuie să ajung să mă tund înainte să-mi ajungă părul pe urechi. Și de data asta chiar ajung la tuns înainte să-mi ajungă părul pe urechi. Adică arăt încă semi-decent, dar e nevoie. Am ajuns în sfârșit, fără să mor neapărat de căldură. Pun masca pentru că așa e frumos. Așa mă și smânde cu masca pe față. Și sunt fresh. Cam așa ar trebui să vin eu la tuns, undeva la 2 săptămâni, cum am fost acum. Fix cu 2 săptămâni m-am tuns și cam așa ar trebui să vin la 2 săptămâni, dar din păcate o las așa de pe zi pe alta, de pe zi pe alta și ajung la o lună jumate, două, ajung cu părul aproape mi-intră în ochi. Dar cam așa ar trebui să vin. Mamă, ce bine era acolo și ce cale aici. Mamă, și BMW-ul ăsta tot la soare. O să mă frig iar maxim până acasă. Aoleu, ce cald e. Hai că am pus un pic de benzină. Doar că n-am pus foarte multă, pentru că mașina oricum va sta. Mașina va sta acum. Dar că dacă are nevoie cineva de ea, respectiv, nu știu, Foria, mama, etc. Să aibă un pic de benzină în ea și oricum era nevoie, că era aproape zero. Acum mă duc acasă să fac și un duș și poate până termin eu cu dușul, termină și Ana la muncă și mâncăm ceva, pentru că mi s-a făcut foame. În ultima vreme ne-am obișnuit să mâncăm doar de 2 ori pe zi. Și oricum mâncăm mult mai puține calorii ca înainte, mult mai puține prostii ca înainte. Cu siguranță ați văzut că am slăbit, atât eu cât și Ana. Dar eu am slăbit foarte mult, am slăbit 13 kg am slăbit eu. Și am ajuns acasă proaspăt tuns. Am murit de cald în BMW, nu mai pot. Acum o stau sub aerul ăsta câteva minute și pe aia mă bag la baie să scap și de părul ăsta de pe mine. Și gata, am făcut duș. Și acum trebuie să mă duc să-l scot pe Benny afară. Băi, deci m-a luat un somn de n-am aer. Eu nu înțeleg pe aia care fac duș dimineața în loc să facă seara. Nu știu cum pot să mai funcționezi. Dar eu dacă îmi fac duș, trebuie să-mi dorm. Nu mai sunt om dacă nu mă bag în pat să dorm. Și Benny a dormit toată ziua. Trebuie să-l scot afară să-i dau de mâncare. Ana mai durează până vine. S-a întins treaba acolo. O să ia ea mâncare când vine ca să mâncăm. Și cam atât momentan. După ce că mi-e somn, sunt și 40.000 de grade afară. Și a venit și Ana în sfârșit. Lasă de samă, ce-i? Cine a venit? Cum vă spuneam, Benny abia rezistă la căldură. Și cam atât pentru astăzi. De fapt, cam atât pentru ieri și astăzi. Începând de poimâine, vor veni o serie de videouri foarte interesante pe următoarele
cred că 2 luni. Țineți-ne pumnii ca toate lucrurile să iasă în direcția asta. Așa că nu uitați să vă abonați, nu uitați să ne dați follow atât mie cât și Anei pe Instagram, să apăsați clopoțelul pe YouTube ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă aici în lumea noastră și noi ne vedem data viitoare. Pa!